Au mai rămas câteva zile până la startul celui mai mare festival pe plajă din Europa, Never Sea. Va fi organizat între 7 și 10 iulie la Constanța și va fi un spectacol gigant, atât ca număr de artiști, cât și ca număr de scene și decibeli. Forțele de ordine sunt mai numeroase ca niciodată, iar prioritatea zero vor fi dealerii de droguri. Festivalul Never Sea își va deschide porțile joi noaptea. Peste 150 de artiști internaționali de top îi vor încânta pe festivalier cu cele mai noi ritmuri. Este ediția cu cel mai mare număr de participanți. Avem 260.000 de persoane care vor fi pe parcursul celor 4 zile. Undeva la 10% dintre participanți vin din toată lumea. Numărul este foarte mare și este explicabil prin faptul că celor care și-au cumpărat acum bilete li se adaugă și cei care le au din 2020, în primul an de pandemie, când festivalul nu s-a mai ținut și biletele lor s-au reportat pentru anul acesta. Pregătirile sunt întoi de la municipalitate până la poliție. Trupele speciale se vor alătura jandarmilor și vor asigura paza și ordinea publică în zonă pe toată perioada festivalului. Vor fi și ofițeri de la crimă organizată, dar și de la birourile antidrog. Accesul în zonă se va face doar cu poșete, orgenze, dimensiuni mici și fără rucsace. Vom acorda o atenție deosebită deținerii și consumului de substanțe interzise. În dispozitivul constituit vor face parte mai mulți câini special antrenați pentru depistarea substanțelor interzise. Toate măsurile pe care le luăm, prezența autorităților în festival, ar trebui ca într-un final să descurajeze intenția celor care și-au dorit să încalce legea. Ca o măsură suplimentară pe care o luăm, în fiecare zi a festivalului noi am limitat accesul la doar 2 intrări și 2 ieșiri. Peste 10.000 de oameni au lucrat la foc continuu în ultimele 2 săptămâni. Li s-au alăturat 500 de voluntari și peste 400 de camioane necesare pentru transportul logistic. Accesul la festival se va face conform unor condiții bine stabilite de organizatori. Preschimbarea biletelor, îmbrățarea de festival se va face doar cu actul de identitate într-un singur loc, mai exact la intrarea pe plaja Modern, dinspre portul turistic Tomis, Constanța.